Actualul guvern a trecut în programul său de guvernare creșterea procentului la energie verde până în 2020, ceea ce înseamnă închiderea termocentralelor pe cărbune. Stau lucrurile. Cum vedeți dumneavoastră tot ansamblul ăsta de probleme petrecute în ultima perioadă, odată cu schimbarea guvernului Cioloș? Ce a fost înainte știm? Eu o să vorbesc ca de obicei, fără ocolișuri, și mi-e teamă că o să vedem mai, sau o să realizăm mai repede decât credeam ce a vrut să zică Ponta când a zis atunci că atâta vreme cât el va fi prim-ministru vom avea CEO. De asta ne temem și de lucrul ăsta, pentru că, vedeți, avem un guvern nou, dacă doriți discutăm și despre situația mea, dar cred că foarte important este să vorbim de cele 16 rânduri din programul energetic a acestui guvern. Nu sunt doar un rând, cum era la transporturi, aici sunt 16, dar primele 10 din ele nu contează, sunt bla-bla-uri de astea de se pun în program, stimulare, tranzacții, continuare, interconectări, lucruri generaliste. Ce este important sunt în ultimele 6 rânduri, dar acolo este chiar foarte important. Și acolo scrie așa că guvernul se angajează să monitorizeze îndeplinirea tuturor angajamentelor asumate ca stat membru în domeniul reducerii emisiilor, este prima promisiune, și apoi mai face o afirmație halucinantă din punctul meu de vedere. Spune așa, se va urmări promovarea energiilor regenerabile încât acestea să atingă o pondere de 24% din consumul aferent anului 2020. Și vreau să vă spun un lucru. Asta, punctul ăsta a fost spus ori de un habarnist, de un, eu știu, un consopist care nu are habar de sistemul energetic românesc, ori asta înseamnă clar, enunțat cu subiect și predicat, închiderea cărbunelui în România. N-ar fi deloc exclus ca România să-și închidă complexurile din Oltenia și Hunedoara și să importe energie din alte țări, culmea țării producătoare de energie pe cărbune. Dacă se referă doar la energii subvenționate cu certificate verzi, pentru că foarte mulți dintre, să spun, birocrați fac confuzia asta enormă, energia regenerabilă este aceea subvenționată, nu. Acea subvenționată este doar fotovoltaica, eoliana și hidro sub 10 MW. Dacă se referă numai la asta, care la ora asta este 11,6% și vrea până în 2020 să o ducă la 24%, nu înseamnă numai dispariția cărbunelui, ci și a gazului din mixul energetic românesc. Și directorul Minprestrovinari ar fi vrut să știe exact ce are de gând Ministerul Energiei cu gigantul energetic. Soarta instituției depinde de CE Oltenia, acesta fiind acționarul majoritar la Minprest. De 8 ani, nici socialdemocrații, nici liberalii nu au fost în stare să pună la punct o strategie energetică națională. Mi-aș fi dorit ca în programul de guvernare să spună ceva despre ce se vrea de la complexul energetic Oltenia pe viitor. Ceea ce nu există. Poate că de aici ar fi trebuit să plece și discuția și privitoare la evaluarea directorului care se află în complexul energetic Oltenia. Dacă nu avem o strategie spusă clar sau pusă în programul de guvernare sau o fărâmită de strategie, pentru că nu putem să vorbim de strategie energetică, pentru că știți bine, nu există. Din păcate, nu există nici la ora actuală. Păi n-ați fost în stare să faceți nici dumneavoastră, nici ceea domnului Vâlceanu. Așa este. Deci am bâșbăit-o toți. În aceste condiții, activitatea de minerit și energie în Oltenia va fi doar o amintire, pentru că cei 17.000 de angajați pe care încă îi mai are complexul energetic Oltenia vor deveni șomeri. În Gorj, activitatea economică depinde aproape în totalitate de existența acestei companii.